Bună dimineața de iarnă. Astăzi despre râs. Și ce-i cu mecanismul ăsta pe care Dumnezeu ni l-a pus la îndemână. Am descoperit în experiențele mele că atunci când râd, sau de fapt la un moment dat, am descoperit că lucrurile se pot face și cu râs și se pot lua și în râs. Pentru că o bună parte din viața mea le-am luat în plâns. Adică tot ceea ce experimentam, tot ceea ce se întâmpla, tot ceea ce vedeam era cu plâns. Plâns de tristețe, plâns de emoție, plâns. Așa mă exprimam și așa mă eliberam cumva de o trăire emoțională. O, plângeam, frate, până la locomandă. Am fost în stare odată, am mers cu Bogdan la un film, până la începuturile noastre, nu știu cum, de nu s-a speriat omul ăsta de situație. Am fost la un film care m-a impresionat foarte tare și am reușit să plâng 2 ore și jumătate, cât a durat filmul. Se chema The Hours, după o scriere de Virginia Woolf. 2 ore și jumătate, cât a durat filmul, am plâns. Ce ai iubit-o? Ce s-a întâmplat? Și a doua oară totuși am refuzat să-l mai văd. A apărut contextul, l-am și acasă un DVD, dar nu l-am mai văzut. Nu știu de ce. Și era și un film de la lung, știi, că putea să fie unul de 60, de 90 de minute. Nu, nu, a fost unul de 2 ore și l-am plâns în continuu. E ok, plânsul e bun, plânsul e bun să-l lași să fie, adică să nu-l suprim când îți vine a plânge, e bine să plângi și gata. Dar e bine să te mai și oprești din plânsul ăsta. Și acum să dăm cu râs, să dăm în râs, râsul plânsul. În râs ar fi așa, acum logic vorbind, consider că râsul este mecanismul pe care Dumnezeu ni l-a pus la îndemână în viața comună, inconștient îl avem și ne putem folosi de el pentru a ne debarasa de atașament, de înverșunare, de identificarea asta așa profundă cu drama în care ești. Adică nu numai că trăiești o poveste, dar o mai trăiești într-un fel dramatic așa și profund. Și ți este posibil să te mai îndepărtezi un pic de poveste, să te dea un pic mai deoparte. E benefic râsul, râsul e de vibrație înaltă. Și poate explicația e cea pe care v-am zis-o, că te ieși din poveste. Capeți un soi de dezatașare. Și vorbim despre râs. Când râzi tu de tine așa mucalit, când te iei în râs, când vezi și comicul dintr-o situație, până la urmă, dacă te-ai certat cu colegul de serviciu, e și un aspect funny acolo, uite ce mi-a zis și uite ce mi-a făcut, știi? Ai putea să zici, uite ce mi-a zis, nenorocitul de el, uite ce mi-a zis, băi, și uite ce am zis și-o înapoi, ce-a ieșit din asta, uite-te și tu din ce-a ieșit. Și ai dat-o în râs. Și atunci ți-e mai ușor să treci prin viață. Se leagă cu a-ți fi mai ușor decât a-ți fi mai greu. Se leagă cu a-ți da voie să fii. Se leagă cu a-ți da voie să respiri în lumea asta, adică să te exprimi, să fii într-un fel. Și sunt oameni care nici nu-și dau voie să râdă. Adică cine știe ce convingere o fi acolo, că râsul e diavolesc sau râsul e rușinos așa. Dacă râs cu toată gura, unii râd, așa abia deschid gura și abia nici nu se vede pe fața lor mimica, nu exprimă râsul. Pe când alții râd tare, râd cu tot corpul lor așa într-un fel. Și aici e un grad de eliberare, adică de a te lăsa să fii, să te exprimi, ca și cu dansul, ca și cu muzica, ca și cu vorbitul în public, ca și cu râsul. Toate chestiile astea sunt formele în care îți manifestă emoția în prezența celorlalți într-un fel și cât de tare îți dai voie să fii sau cât de tare te cenzurezi pentru că nu e potrivit, pentru că nu știu ce, diverse contexte individuale și unice. Minunat create de Dumnezeu. Deci să râdem. Dar cum să râdem? Să râdem fără să-i judecăm pe ceilalți. Fără să-i facem pe ceilalți să se simtă atacați, vizați,
râsul ăla care e mai degrabă a judecat decât a râs. Umilitor. Atunci când spui despre tine, a, bă, este așa de slabă că se vede prin mine, ha, 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 e un adevăr despre mine pe care eu îl percep, ceilalți îl percep, râd de el, e ok. Dacă spun despre altul că e, uite-l cât de negru e, că nu se vede nici ziua, nici noaptea cât e de negru, s-ar putea ca să nu fie chiar la fel. Și să fie, să intri pe alt palier. Dacă vrei să râzi, râzi de tine cât vrei. Și chiar ai subiecte. Ai o mulțime de subiecte. Ai o mulțime de subiecte de care să râzi. Și tu și neamul tău. Da, îmi veni acum aminte de neamul meu. Neamul meu, bărbat serios, așa, și sobri și scorțoși. Și foarte conștienți de adevărul sublim, superb, adevărul ăla final și de dreptate. Și eu sunt așa. Cunosc adevărul și am dreptate întotdeauna. Dacă mă contrazici, s-ar putea să să vezi un alt fel de eu. Sau mama din mine, copiii nedezlipiți, care stau așa agățați de mine și plâng, mami, mami. Apoi începe celălalt, mami, 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 nu pleca, mami, nu pa, mami, astăzi pleci, mami, astăzi te duci la, eu mă duc la grădiniță, mami, plecăm. Mami, mami, nu, pa. Mai urmează soțul să mai fac așa. Cred că e adult și se cenzurează. Sunt indispensabilă și de nelipsit din viața copiilor mei. Din viața asta de 24 de ori. Și ziua și noaptea prezent. Mama all around the clock. Tic-tac. 24-7. Full support. Așa sunt eu, la operations. Alele. Exact. First line support. Exact cum sunt la serviciu, așa sunt și acasă. 24/7, 7 din 7, 52 de săptămâni pe an. Mami. Whatever, și dacă aș râde și m-aș mai îndepărta un pic, ce-ar fi? Absolut nimic, pentru că atunci când râd și mă îndepărtez un pic, tot ecosistemul, vorbesc acasă de copii, de exemplu, de familie, tot ecosistemul rămâne în picioare. Sunt așa de amuzat și se joacă așa, fără nicio grijă când lipsesc. Și chiar nu-ți miorcă niciunul cât nu sunt eu prezentă. Mami, 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 nu pa! Nu s-aude vorba asta. Dar când vin eu, începe, pun placa. Deci cred că simt că asta îmi face mie plăcere. Plăcere într-un sens, la nivel de subconștient, că asta îmi doresc eu să aud. Și atunci, ce să facă copiii? Fac pe placul mamei, evident, așa fac toți copiii. Mami, mami, nu pa! Exact. Și acum, bineînțeles că v-am dat exemplu din categoria mama și copilul, că aici sunt MasterChef, dar încercați exact la fel logic să vă vedeți alte domenii ale vieții alea în care pare multă dramă. Dramă așa și apăsare și ia vedeți de fapt ce e acolo. A? Nu cumva e de râs? Râs plăcut. Tema zilei. Exercițiu. Tu cu tine. Alegeți un domeniu dramatic și uită-te la el până te apucă râsul. Și când te apucă râsul, nu te opri. Succes! Știu că poți! Văd esența divină în tine și știu că poți! Doamne Dumnezeule, mulțumesc pentru conștientizările zilei de astăzi, mulțumesc anticipat pentru conștientizările ce vor să vină, mulțumesc pentru viață! Sunt Adriana Păunescu, expert authority în reconectarea cu sinele, folosind Theta Healing.